Balana a arătat că după 4 ani cu o țară întreagă dominată de PSD, viața celor mai mulți cetățeni s-a înrăutățit, iar majoritatea proiectelor au bătut pasul pe loc. Potrivit parlamentarului liberal, s-au pierdut bani din resurse nerambursabile, iar banii din taxele locale au fost risipiți. La alegerile din iunie, PSD va primi din partea bucovinenilor lecția bine meritată. Vor fi trimiși acasă pentru cel puțin un ciclu electoral pentru a medita și a înțelege că minciuna și demagogia nu vor împinge lucrurile înainte în cea mai săracă regiune a țării. Din păcate, în pofida evidenței, PSD-ul nu s-a trezit la realitate și repetă încor minciunile lui Victor Ponta, care tot încearcă să-și spele imaginea cu nu știu ce performanțe economice închipuite, infirmate în prezent de Comisia Europeană. Cel care a înțeles primul dezastru inevitabil din alegere a fost chiar șeful PSD, Liviu Dragnea, care de câteva luni face tot ce-i stă în putere să evite alegerile locale în 2 tururi. Fără acest truc ieftin, PSD ar pierde cumplit alegerile, iar Dragnea va trebui să plece acasă. Chiar dacă mai mulți primari PSD nu se tem de votul în 2 tururi, de o competiție democratică prin care cetățenii să-l aleagă pe cel mai devotat obiectivelor comunității, toți știm că de alegerea primarilor într-un singur tur depinde soarta președintelui PSD, pe care după un dezastru electoral nu l-ar mai prinde următoarele alegeri în funcția de președinte, a declarat Balan. Vicepreședintele PNL susține că trimiterea PSD în opoziție va reprezenta nu numai un exercițiu pur democratic, dar și ocazia pe care o vor avea cetățenii bucovineni pentru a vedea diferența dintre vorbe și fapte. La vorbe frumoase și promisiuni amețitoare, toți politicienii se pricep. Cu faptele și munca în interesul comunității este mai greu. În luna iunie, sucevenii vor avea ocazia să vadă cu adevărat diferența dintre vorbe și fapte. De fapt, cei mai mulți cred că deja fac această diferență comparând mandatul lui Gheorghe Flutur la Consiliul Județean și spectaculoasele nerealizări ale actualei conducere a județului. Așa se și explică încrederea uriașă pe care o au sucevenii în proiectele demarate înainte de 2012 de prietenul meu Gheorghe Flutur, pe care l-am sprijinit constant, proiecte care au adus atunci un spor de bunăstare și mii de locuri de muncă pentru suceveni. De aceea am convingerea că igienizarea spațiului politic de PSD pentru cel puțin 4 ani va face mult bine comunității pe care o reprezint cu cinste, a mai adăugat deputatul PNL Ioan Balan.